Ulițele au răsunat astăzi prin toată țara de guițături. Astăzi este Ignatul. Potrivit tradiției populare, grăsunii din Coteț sunt condamnați astăzi să devină jumări. Sergiu Cora și Gerasela Marin sunt într-o gospodărie din apropierea Bucureștiului. Bună ziua, nu-mi spuneți că e gata masa acolo la voi. Bun găsit, este gata masa pentru că ne-am apucat de dimineață de treabă. Încă de la ora 8 am tăiat porcul și ne-am ocupat de cele necesare pentru ca acum să avem în ceaun această friptură mirifică. Vorbim de pomana porcului, evident, o friptură cu mămăliguță, așa se servește acum. Dar, Sergiu, te rog frumos să ne spui cum merge această friptură cu mămăliguță. Ce bem pentru... Ei bine, această friptură cu mămăliguță merge acum cu un vin fiert, pentru că, dați-mi voie să vă spun, de dimineață ne-am încălzit pe lângă porc, pentru că am început treaba foarte dimineață cu noaptea în cap, aș putea spune, și am stat pe lângă porc cu țuică fiartă. Vreau să spun că am fost foarte harnici, am tăiat porcul, l-am pârlit, l-am spălat, l-am tranșat, iar acum iată-ne în fața acestui ceaun plin cu friptură, plin cu pomana porcului, cum se spune în popor. De acum, gospodinele de aici or să facă toate bucatele necesare pentru masa de Crăciun și aici vorbim de cârnați, de caltaboș, de tobă și tot ce este necesar, cum v-am spus, pentru masa de Crăciun. Și Mihaela, lasă-mă să spun că am învățat foarte multe rețete, așa că o să vin în redacție să vă împărtășesc și vouă câteva secrete de aici, de la gospodinele cu experiență, nu de alta, dar chiar m-au făcut să cred că pot să am pe masa de sărbători, pe această masă, preparate făcute de mine, la fel de gustoase ca ale lor. Ce să vă spunem, vă urăm la mulți ani, la mulți ani și... sărbători fericite și să veniți alături de noi pentru că merită. Da, acum cine o să ne mai creadă pe noi că meseria de jurnalist este una grea? Să aveți o zi bună acolo!